Astăzi pregătim nuci. Sunt niște prăjiturele delicate și delicioase pe care le putem face de sărbători. Și aici am adăugat unt și untură și zahăr pudră. Și acum spumăm bine. După cum vedeți, s-a creat o spumă foarte frumoasă și acum adăugăm câte un ou. După fiecare ou trebuie mixat bine. După cum se vede, avem o textură destul de cremoasă și acum este gata. Deci am folosit margarină, untură, 4 ouă și 150 de grame de zahăr. Vom continua cu vanilie. Puteți pune și coajă de portocală sau lămâie, că sunt sărbătorile. Și un praf de copt și făina, o să spun și cantitățile. Acum am adăugat vanilie. Adăugăm și praful de copt. Și o parte de făină. Am adăugat 200 de grame de făină. Amestecăm foarte bine să omogenizeze. Și punem și restul de făină treptat. Cam așa încălzească bine. Și adăugăm nucile. Și avem prima rundă de nuci coapte. Și acum suntem gata, am copt cojile, le-am curățat. Mi-a rămas foarte puțin aluat, pe care o să-l folosesc la cornulețe. Mai am în frigider și o să le facem umplutura și le umplem.